Cum să mănânci în restaurante fără să plătești? Este vorba de o nouă practică din ce în ce mai răspândită, o înșelăciune asupra căreia atrag atenția și comisarii protecției consumatorilor. Și suntem chiar acum în direct cu doamna Cornelia Galer, comisar șef adjunct al protecției consumatorilor Buzău. Bună ziua, doamna Galer, vă mulțumim tare mult pentru prezența la Newsaurul CNN. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră. Doamna Galer, despre ce practică este vorba? Ce ați descoperit? Practica aceasta am descoperit-o ca urmare a acțiunilor comisarilor de teren și nu doar din anul acesta, ci pe parcursul activității autorității naționale, respectiv a Comisariatului Județean și Buzău și nu numai. În special la... Despre ce practică este vorba, doamna Galer? Despre ce practică este vorba? Este vorba despre o practică a unor consumatori de a trăi, ca să spun așa, fără a plăti. Această categorie este apărută relativ nou, să spunem 2-3 ani. Marea majoritate a consumatorilor sunt de vârste tineri, 20-20 și, care preferă să recurgă la niște metode mai puțin ortodoxe cu scopul de a nu plăti consumația. Care sunt acele metode? Prestarea de serviciu. Mai exact, ca un exemplu, v-aș putea da în restaurantele și terasele din Buzău. Vă rog. Se practică foarte mult o comandă destul de măricică de a servi masa, o cină, ca să vă dau un exemplu, sau un prânz, în care se duc o persoană, două, consumă o treime, o jumătate sau trei sferturi din porția pe care au comandat-o, după care reclamă faptul că în farfuria lor au apărut diverse obiecte sau impurități, mai bine zis. Concret, fire de păr, o bucățică de unghie, o muscă, un vierme. Și atunci operatorul economic, pentru a încheia amiabil spețele pe care consumatorii le reclamă, rambursează contravaloarea acestor consumații. Doamna Galer, dar ce pot face patronii de restaurante în această situație? Păi, asta rămâne la propria lor politică. Depinde cum reacționează la aceste evenimente. Unii probabil nu intrăm în asemenea dialoguri cu operatorii doar că li se plâng sau doar că avem reclamații, dar noi în mod normal apărăm consumatorul. Operatorul economic va trebui să găsească metodele proprii pentru a informa mai degrabă, că de aici pleacă toate necazurile, informarea corectă către consumator. ANPC-ul este omniprezent în piața buzoiană și în piața românească, pentru că autoritatea noastră încearcă să și chiar reușește să ofere acest echilibru pe piață între operator economic, consumator și ceea ce rezultă din relațiile comerciale dintre aceștia. E foarte bine, deci vă mulțumim tare mult pentru prezența la Newsaurul CNN și pentru că ați atras atenția asupra acestei noi practici. Vă mulțumim tare!